bătrânite, să spunem așa. Dați voie să mă prezint, adică nu tot mă cunoașteți, de aceea o să vreau să mă prezint, dar înainte de asta, înainte aș vrea să vă spun poveste, ca să înțelegem mai bine din ceea ce vreau să vă spun. Povestea începe acum 4-5 ani, când în cele liceului, putea să găsești un băiat timid, închis, care nu prea discuta cu nimeni, care, dacă nu striga nimeni la institutul care era pus absent, care nu prea discuta și stătea pe cei în banca lui. Într-o zi, îi se oferă șansa de a face ceva nou, de a face ceva plus, de a face un pas spre ceva, spre un necunoscut. Așa că decide să se implice la tot felul, se implice tot felul de abilități și structuri în cadrul elevilor din liceu, bineînțeles. Ajungând să cunoască oameni și persoane, se simte deja la rândul lui și începe să-i facă această viață. Numai că liceul se termină și trebuie să iau alte decizii, să facă un nou pas, să ajungă mai departe. Și ca orice student, mare parte a vieților, ajunge în Cluj. În Cluj la facultate, unde intră din nou într-un grup de oameni pe care din nou nu-i cunoaște și din nou ajunge să fie acel om care era înainte la liceu. Un om cu care puteți să discuți dacă îl întrebai, un om care era mai închis, nu lua niciodată atitudine. Însă ceva din liceu i-a rămas mai departe. Astfel că, văzând în cadrul facultății, că în cadrul organizației studenți economiști se fac recrutări, decide să facă un pas pe voluntariat. Astfel ajunge să se implice, să dobândească experiență și să participe la foarte multe evenimente și proiecte pe care chiar ar trebui să le coordoneze. Sigur că dobândind foarte multe calități și dobândind o multă dorință de muncă, dorește să se implice și mai mult. Astfel că oferindu-i și șansa să facă următorul pas. Face un pas spre a coordona un departament. A va ajunge așadar în biroul de conducere și va ajunge să coordoneze un grup de oameni, spun eu, destul de bine. Totuși, acumulând experiență și după cum fiecare dintre voi cred că tot timpul doriți să vă dezvoltați și vă doriți tot mai mult, să atingeți tot mai multe puncte, își doresc să ajungă și mai sus. Astfel că face un motorul pas spre o funcție mai înaltă și va ajunge, va candida și va fi vicepreședinte. Aici, anul acesta pentru el poate fi definitoriu, de fapt va fi definitoriu, pentru că acumulând experiență de-a timpul anilor, avem proiecte în spate, conducând o serie, o organizație întreagă de funcția lui, își dă seama cât de mult înseamnă pentru el și cât de mult și-a dorit să ia tot ce se poate. Și acum probabil știți care ar fi continuarea poveștii, adică să facă următorul pas, e bine, aici mă înșelați, din anumite motive se decide să oprească. Și să oprească, să analizeze ce a făcut până acum. Câți pași a atins, cât mai vrea să atingă. Pentru că tot timpul trebuie să ne gândim nu câți pași am parcurs, ci câți pași mai avem de parcurs. Astfel că, bine, acum revenind, că v-am lăsat fără să mă prezint, și în cazul ăsta, prezentarea mea este de prisos, băiatul din poveste a făcut acum un nou pas în fața noastră și v-a spus povestea lui. Ce vreau să vă spun este foarte important și sigur că trebuie fiecare să-l luăm și să-l customizăm, să zic așa un termen mai specific mie, pe fiecare dintre noi, să-l personalizăm. Astfel încât, atunci când avem oportunitatea de a face ceva, când mi se iubește ceva, când cu siguranță avem incertitudinea faptului că acel lucru va fi un succes sau un insucces. Sfatul meu și nu este un sfat, o cerință, acceptați orice ar fi, chiar dacă este un necunoscut. Dacă o să vă ca un lucru rău, să spunem, veți avea de învățat. Dacă va fi un lucru bun, veți avea și de învățat și de câștigat. Vreau să vă mulțumesc și să vă doresc o seară frumoasă în continuare și cam atât.